această ziua. A fost convocația astăzi în ședință ordinară prin dispoziția domnului primar numărul 11 din 24-07-2020. Din comunicarea de prezență, constată de 11 consilieri, sunt 10 prezenți. Prin urmare, este îndeplinit cuvorumul pentru a aproba toate proiectele de pe ordinea de zi. Procesul verbal din ședința anterioară îl voi supune spre aprobare în următoarea ședință. Dau cuvântul domnului președinte de ședință să prezinte proiectul ordinii de zi. Fac precizarea că toate proiectele de hotărâre pe care le vom analiza astăzi au fost analizate și avizate în ședințele pe comisii. Mai puțin referat, n-a fost avizat. Acela este un referat care am fost să-l discutăm la diverse. Bună ziua, domnule primar, bună ziua, doamna secretar, bună ziua, domnilor consilieri și doamnei consilieri. Vreau să dau citire proiectului ordinei de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei prin Județul Bacău din data de 30.07.2020. Aș vrea, ținând cont de faptul că s-au discutat toate proiectele ieri în ședința de comisie, să le dăm citire, dacă sunteți de acord, să le și supunem la vot. Sau dacă vreți, citim totuși, după aia le luăm punctat pe fiecare. Întâi să punem la vot proiectul ordinii de zi, îl aprobăm și după aceea... Aș vrea să spunem, da, am înțeles. Ai zis să le trecem pe toate și la urmă să le votăm ca să ne mai luăm pe rând. Proiectul numărul 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuielile a Comunei Secuieni, județul Bacău, trimestrul 3 anul 2020. Inițiator domnul primar Dumitru Cosmin David. Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a imobilului și sediul primăriei Comunei Secuieni, situată în strada principală numărul 174, SAS Secuieni, Comuna Secuieni, către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară, Asociația ADI Gaz Podișul Moldovenesc, la nivelul județului Bacău, cu destinație de sediu social prin închirierea unui contract de comodat. Inițiator, domnul Dumitru Cosmin. Proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind abrogarea articolului 25 alineatul 8, taxa specială pentru oficierea căsătoriilor din hotărârea Consiliului Local 69/30/12/2019 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozitabile, impozitele și taxele locale și alte taxe aplicabile în anul fiscal 2020 în teatrul David Dumitru Cosmin. La diverse, dacă vrea să înscrie ceva, cineva, și mai avem un referat. Eu am cum scris pentru diverse. Dumneavoastră. Și eu la punctul 1. Da. Și mai avem un referat care este făcut în urma discuțiilor din ședința anterioară privind achiziționarea unor camere care vor fi amplasate în locul unde sunt destinate cubelele pentru colectarea gunoiului selectiv. Și un proiect de hotărâre privind aprobarea modificarea tarifului de colectare, colectare și transportul deșeurilor municipiului amestecate reciclabile de la populație luând în cadrul cantitatea programată de 1000 de tone asumată de delegator la contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeurilor municipale în județul Bacău. Să punem la vot, domnul. Da, să punem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? O să începem cu proiectul numărul 1. Pe care o să punem și la vot. Să nu cont de faptul că ieri am discutat că n-am anunțit despre el. Aș ruga pe domnul primar, dacă se poate, să ne detalieze fiecare cheltuială care este inclusă în această rectificare de buget, fiecare cod indicator. Aici, dacă îmi permiteți. Dar aveți indicat. Înainte, dar vreau să-mi înainte de a explica domnul primar, aș vrea să menționez că la rectificarea de buget s-a făcut o modificare pe care nu a specificat pe nimeni. Domnul președinte.
Dacă nu aveți, vă dau mai aveți aici. Da, acum văd materialul. Și nu am apucat să-l citesc, dar spuneți unde s-a făcut modificarea. Deci vă poate spune doamna secretară, dar vă pot spune și eu. La creditul făcut din Comuna Secuin s-au modificat dobânzile, au crescut dobânzile și automat suma care era în proiectul de verificare de ieri nu mai bate. Deci s-a mai luat de la pregătire profesională și s-au mai pus la dobânzi și împrumutul aferent. Dar spuneți-mi unde nu înțelegeți. Nu înțelegeți tot colegiul. Dar vreau cum să ne explicați tot. Că te explic, dar ce anume? Spuneți-mi unde nu înțelegeți. De la data altă dată rectificare. Ce ați scăzut și ce ați adăugat. La ce anume ați spus? Spuneți-mi ce ați înțeles și ce nu ați înțeles ca să vă puteți explica. Domnul primar, vă rog frumos, deci dumneavoastră ne explicați. De la ce ați luat și la ce ați adăugat. Păi că scrie foarte clar. Dar de vreau să ne spuneți dumneavoastră. Am un motiv în plus ca să vă întreb. De la drumul și podul am scăzut 75.000. Nu le aveți în... vreți să le citesc? Nu, stați așa, la drumul și podul. Dacă sunteți amabili să-i spuneți la drumul și podul, dacă s-a făcut ceva lucrare. Doamne, s-au scăzut aici, nu s-a adăugat. Bun, dar la ce... vă le-așa adăugat aici? Ați și adăugat la drumul și podul. Se diminuează suma. Doamne, ce știți cu atenție și mai întrebați-mă, vă rog frumos, știți cu atenție materialul. Bine, atunci vă întreb altfel. V-a fost dat la timp, da, atunci vă întreb altfel, dar vă rog frumos să... Da, sigur că da. Să țineți nervii în frâu. Așa, deci eu vreau să vă întreb, dacă tot e vorba de bani, dacă ați făcut strategia pe 2020-2027, cât a costat și cu cine ați făcut-o? Achiziția este făcută pe SICAP. Cât a costat? Nu știu să vă spun cât a costat, trebuie să verificăm la compartimentul de achiziții și contabilitate. Bun. Dacă... Nu știu sumi, credeți, nu mă ocup de achiziții. Dacă ați reparat podul la Valea Lunăstasă, cât a costat? Da, este făcut achiziții, este devizul dat la contabilitate, tot la fel. Notați-le și vă aducem în ședința următoare. Astea au fost făcute pe cheltuieli generale, nu? Poduri și cu toate, nu? Da. Și dacă drumul de la dispensar se reface pe proiectul de modernizare sau, sau pe proiectul cu canalizare, cu remedierea drumului? Pe proiectul cu canalizare. Deci la duce în stadiul inițial care a fost, nu? Exact cum am discutat la început, cum am discutat în fiecare ședință, v-am explicat că drumul să fie aduse la starea inițială până la predarea obiectivului. Inclusiv drumul doamnei consilier, care se prânge de atâta vreme. Și ăla o să fie la adus... Mii? Și el o să fie adus la acea stadiu, la acea stadiu ca și acesta. Uitați că e camera aici și să nu vă țineți de cuvânt. Doamne, dar nu vorba cu Și vreau să vă mai întreb dacă ați primit bani pentru calamități din la Consiliul Județean sau din ne-ați primit? Nu am primit. Nimic? Nu. Dacă îi primeam, trebuie să știți că dumneavoastră, Consiliul Local, trebuie să îi aprobați. Și dacă pentru aceste calamități, că nu au fost chiar canale. Păi, au fost sau nu au fost? Dacă au fost și dacă ați făcut vreo lucrare cu, pe acest capitol. Nu. Atât am văzut. Mulțumesc. Domnul președinte, de supuneți la vot primul proiect. Să punem la vot primul proiect. Potriva, abține. Am votat în unanimitate. Trecem la proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a imobilului sediul primăriei Comunei Secuin, situat în sala principală numărul 174, stat Secuin, Comuna Secuin, de asociația de dezvoltare interconectare. Cu destinație de sediu social, privind închirierea unui contract de comodat. Dacă cineva are ceva de întrebat sau de propus, sau supunem la vot. Trecem la proiectul numărul 3, privind proiect de hotărâre privind abrogarea articolul 25 din taxa specială pentru oficierea căsătorilor din hotărârea Consiliului Local 69-30-12-2019, privind aprobarea nivelurilor de impozitele și taxele locale și alte taxe aplicabile în anul fiscal 2020. Supunem la vot. Trecem la proiectul numărul 4, privind aprobarea și modificarea tarifului de precolectare, colectare și transportul deșeurilor municipale amestecate reciclabile de la populație.
luând în calcul cantitatea programată de 1000 de tone pe a asumată de delegator la contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău. Aici vorba de diminuarea tarifului de la 2.454,83 de lei pe tonă, fără TVA la 1.414,47 de lei pe tonă. Da, aici ar trebui să specificați, domnul viceprimar, că diminuarea taxei se face nu pentru gunoi manajat, ci pentru gunoi reciclabil. Am citit, domnul Rugam, dacă ați fost atent, ați și înțeles. Da, am înțeles. Ca să înțeleagă și cei care nu se vor uita. Dacă am citit, cred că înțelegem toți ce citim. Dacă puteți dumneavoastră să faceți o traducere în... Eu am vorbit în ședința de ieri cu comisia, am și discutat problema asta, pentru că mașina care vine, vine practic degeaba și dumneavoastră a spus că nu are ce, nu are ce colecta. V-am explicat nu că... am spus că nu are ce colecta, am spus că sunt locuri unde dacă gunoiul este amestecat, nu îl colectează, pentru că acolo spune clar... Asta nu înțeles, domnul vice, că nu înțeles, că nu poate, selectiv nu înseamnă să fie amestecat. Deci dumneavoastră trebuie să înțelegeți ce vreți. Eu v-am explicat clar. Dacă facem monolog și nu mă lăsați să termin ce am de spus ca să puteți înțelege... Ia spuneți. Dar vă rog frumos să spuneți și exact ce am spus. Exact, dar trebuie să mă și lăsați pentru asta. Spuneți exact ce am spus, nu ce înțelegeți. Problema este... Vreți să cantați la primărie, trebuie să fiți mai conciliant. Da, sunt foarte... Dacă faceți monolog cu cetățenii, nu va ajunge la nicio rezultat. Dar facem monolog, domnul Runcanu. Eu am ridicat problema ieri, în felul următor. M-aș fi bucurat să scadă pe taxa de gunoi menajer, pentru că aia este mai important, având în vedere că știți prea bine că se plătește gunoi și pentru persoanele care sunt trecute în registrul agricol și nu sunt pe, nu stau în zonă. Problema este că am ridicat un următor în ședința de comisie. Deci, nu avem încă unde pune gunoiul selectiv. Pentru că a spus că există doar un tomberon care este pus undeva. Nu da. Tomberon, sunt trei. Sunt trei care sunt pe categorii. Sticlă, hârtie și ce mai e, pieturi, da? Exact. Bun. Ideea este că este doar unul singur, într-o singură... Asta îl spun la mine, că s-ar putea să fie în alte zone unde nu este deloc. Bun. Întrebarea mea a fost următor. Cum poate să ducă un bătrân de 83 de ani, tocmai la mama mea, din capătul celălalt, ca să pună selectiv? Vă pot răspunde? Da, vă rog. Domnul Runcanu, proiectele astea nu sunt făcute de noi. Noi le aprobăm. Dacă vă uitați bine, este asociația ADIS unde, dacă vă uitați și știți, dumneavoastră noi am aprobat și am supus la vot. Dacă la nivel de comună am putea să facem un program unde să achiziționăm tomberoane pe gunoi selectiv, să avem și vreo trei mașini care să facă în zile diferite, astea o să facem, dacă o să se poată. Dacă nu, o să mergem pe contractele care sunt semnate de N timp și trebuie să le respectăm. Domnul vice, sunteți reprezentant. Da. A OAT-ului pentru ADIS și Romper, da? Da. Ați făcut un demers pentru a solicita acele containere din plasă, din ciorfii, ca să poată să fie... Aș vrea să lăsați campania asta electorală. Eu nu fac campania. Pentru că știți destul de bine cum se pune problema. Domnilor consilieri, vi se pare că eu fac campania electorală? Ați votat și dumneavoastră de fiecare dată orice proiect o venit de pe partea și la fiecare proiect, domnul vice, i-am solicitat pentru cei care sunt în zone unde nu poate intra mașina de gunoi. S-a vorbit în ședințele anterioare că o să aducă o mașină. S-a vorbit la nivel de... să vină mașini mai mici ca să ia pentru cei care nu pot să ducă până în stradă, gen Brădișoare și alte, care nu pot intra mașinile pentru că nu pot intra pe ulițele alea, da? Bun. N-au venit nici mașinile alea, de-aia vă zic. Domnul Runcanu, vreau să vă spun că ori vă faceți cunoștiți, ori nu. Știți ce demersuri am făcut la nivelul comunei Secuie? Eu nu am de o să știu ce demersuri. Nu știți, domnule, că nu s-au ridicat gunoiul, că am făcut toate procedurile, am ajuns în instanță, am ajuns asta. Nu s-au putut, atât s-au putut. Știți, destul de bine, da? Nu am fost ca celelalte comuni care i-am ridicat mâna și atât, dar noi chiar am făcut demersuri din punctul ăsta de vedere. Dar dumneavoastră, dacă nu vrei să înțelegi... Domnul vice, eu înțeleg perfect că dacă stau și mă gândesc și domnul consilier poate să confirm că am fost singurul care a fost foarte vehement pe chestiile astea cu gunoi și cu ridicatul. Noi cred că am fost mai vehement la nivelul primăriei ca și conducere decât dumneavoastră ca și consilier. Tu ești sincer, părerea mea personală nu a fost implicat maxim în chestia asta. Și știți destul de bine ce proceduri au fost, cum au fost. Acum să înțeles lămurit? Eu am fost lămurit și cum acum, domnul vice. Bine. Să înțeleagă bine, la chiliceni, intră mașina de gunoi cu toate ulițele. Da, asta e foarte bine. Foarte bine,
Dar în afară de Chiceni, în afară de Chiceni, unde mai intră pe toate ulițele domnului Brâncea? Păi n-am fost la dumneavoastră, doamne Petri, ca să văd. Poate dumneavoastră să la mine, la, mine, la mine nu se pune problema că satul este mai mic. Cu toate că nu au asfalt, nu-i ca la noi pe asta, așa că să mergi. Asta nu este vina mea, domnul Brădeșteanu, că aveți drum de piatră. Aș vrea să aveți o altă viziune, ținând cont de faptul că sunteți viitor candidat la primărie. N-are nicio legătură. Campania mea va începe conform legii de data de 27. Foarte mărunt, pe care le știți destul de bine și vă face să nu-l înțelegeți. Dumneavoastră nu-l înțelegeți, dar o să discutăm la diverse. Atât am avut. Supunem la vot, proiectul sau nimic așa cu... Trebuie să supun că și diminuia zotași. Nu crește. Nu l-am votat odată. Acum. Cred că în urma dezbaterilor făcute în ședința anterioară, s-a ajuns la concluzia că pentru a fi o supraveghere mai bună asupra tomberoanelor care mai înainte am discutat cu noi menajeri care sunt puse în anumite locuri și vin preșupuși și aruncă gunoiul pe lângă. De ce preșupuși, domnul viceprimar? Pentru că nu sunt identificați. Au fost identificați. Ați făcut ceva? Au fost un număr de mașină care domnul primar s-a ocupat, o dat mai departe, să vadă, să îl identifice, să vadă cine este. Da, dar dacă mă uit bine în fișa dumneavoastră postului, ca dumneavoastră sunteți cel care sunteți răspunzător de înfrumusețarea comunii, din mediu, din gunoi, de ridicarea gunoiului și toate alea. Am înțeles, domnul Lungheanu, noi am făcut niște demersuri împreună cu poliția locală. Și în ședință. Doar că știți cum este postul, nu au venit în temare. Băi, rămâi acolo. Ați analizat referatul, îl supunem. Aici aș mai avea ceva de adăugat la referatul ăsta, pentru că m-am obținut și pe ședința de comisie. Da, ok, într-adevăr, mi-ați cerut o soluție cu rezolvarea problemei depozitării gunoiilor de la de către alți cetățeni decât cei din comuna Secuiel. Da, este un pas, dar aș vrea să-mi spuneți ceva următor. Camerele astea, unde anume le veți pune, în ce zonă? O să le punem să vedem ce ori, dacă este specificat pentru a verifica tomberoane. Și Dumnezeu vă trebuie atâta de multe situații. Bun, stați un pic, aveți aici 6 puncte, da? Vreau să specificați care sunt cele 6 puncte unde veți amplasa camera. Clar, unde vor fi tomberoanele... Păi tomberoane sunt de toată comună. Tomberoane sunt de toată comună. Domnule, spune acolo 6 camere. Sunt 6 puncte unde sunt tomberoanele pentru gunoi selectiv. Da. Mi spuneți punctul. Bun. Nu vreau să spuneți punctul. Nu vreau să spuneți punctul. Să-l identific cu GPS-ul, că ați spus... Păi dar trebuia să-l identificați, unde sunt în ședință cu ele. Având făcând referatul, trebuia să ce sunt informat. Bun, după aia. Cu astea 6... După aia să fac toate demersurile. Cu astea 6... Poziționare. Am înțeles, domnul. Nu înțeleg. Și nu înțeleg. Este un referat care aduce la cunoștință și să aprobi domnul primar, dacă este de acord și consiliul. Da, domnule, aprobăm astea 6 camere, am înțeles, dar problema este următor. Unde le puneți? Și vreau să spuneți după aia. Vreau să spuneți după aia cum faceți. Cât ați făcut un studiu, să vedeți cam câți bani implică camere, sau le puneți doar să fie false. Pentru că aici, din punctul meu de vedere, și noua specialitate, înseamnă în felul următor. Trebuie fibră optică care trebuie transformată cu ei, care ridică undeva în jur de 60.000 de lei. Deci, probabil, proiectul. Sunt, adică, așa ce faci? Luăm camerele care le... și le punem doar să fie... Este propunerea dumneavoastră, domnule Luncan. Domnule, propunerea mea, dumneata ca viceprimar, așa ar trebui să ai o strategie. Domnule, deci am luat camere și ce fac? Le pun acolo. Domnule, înseamnă niște bani cheltuiți că nu văd finalizare. Eu asta v-am înțeles. V-am întrebat. Domnule, cum domnule, vedeți finalizarea acestui proiect de 6 camere și cum îl veți duce la îndeplinire, pentru că aici e vorba de bani? Domnule, aici nu este specificat cum se vor pune camere. Aici este specificat dacă suntem de acord cu achiziționarea lor pentru a urma... Da, domnul viceprimar, eu îmi dau acordul, probabil și ceilalți consilieri, da? Problema este următor. Dăm acordul de 6 camere, asta m-am întrebat. Luăm alea 6 camere. Ce far le puneți doar ca să fie
că trebuie să fie acolo, să fie cum ar fi alea față, așa? În momentul în care sunteți de acord cu achiziționarea lor, o să vă contactăm un specialist care vă poate da date tehnice, pentru că eu nu sunt... Vă trebuie un proiect, domnul viceprimar, nu puteți face un proiect. Să facem un proiect, dar pe ce bază facem proiectul dacă noi nu avem camere? Veniți cu toate documentațiile. Domnule, camerele trebuie să aibă firma, deci trebuie să aibă firma care face contractul ca să facă lucrarea. Haideți, domnul Camucuieși. Dumneavoastră îi puteți lua și alege din gama respectivă a operatorului care sunt camerele. Domnul Camu, discutăm exact pe ce avem mai poșașă. Și pe ce avem aici? Eu n-am divagat la subiect. Dacă sunteți de acord, să punem la vot. Dacă nu, este problema dumneavoastră, cum le gândiți. Pentru că mai degrabă decât să luăm niște camere, dacă tot nu aveți infrastructura și nu aveți alea, nu mă adic. Mai degrabă puneți camere față, că sunt 18 lei. Să nu facem gaură în buget degeaba, ca să fie la spus ce poate. Deci, pe data trecută, dumneavoastră ați venit cu propunerea. Domnule, eu am venit cu propunerea, domnul vice. Da. Eu am venit cu propunerea pentru că votul care l-am avut pentru consilier... Vă rog frumos să vă puneți și mască, dacă vreți. Da, nu ce spune. Deci, eu am fost pus prin vot de oameni, de cetățenii acestei comuni. Problema dumneavoastră nu ați înțeles. Eu am spus așa. A spus tombronele alea stradale și vin din alte localități și pun gunoi acolo. Și am și specificat, am menționat clar, pentru că cetățeanul plătește gunoiul la kilogram, da? Am specificat chestia că o să ajungem în aceeași fază cu acum 6 luni, atunci, cu 2 ani, când nu s-a luat 6 luni, pentru că în loc de 19 tone cât avea secuieniu de dat cu noiul, ați dat 29 de tone și de aia s-a și blocat, pentru că ceva trebuia să-mi spun. Dar nu s-a vrut să vorbească. Dar cu doamnă scați-vă de niște. Doamnă, vedeți-vă de treaba dumneavoastră că eu sunt. Dar nu vrei nimic. Doamnă, vă dau eu cuvântul când vreți. Dar nu vreau, dar vreau să plăceți să lăsați să vorbească. Bun, dar dacă mi-ați dat cuvântul, lăsați să termine fraza. Păi da, dacă să intre și doamna Luca, nu mai înțeleg nimic. Bun. Problema asta este, că am zis, domnule, plătindu-se la kilogram, tot gunoiul ăsta care vine suplimentar și diferențele astea, tot cetățeanul comunii le suportă și nu mai are de unde. Deci n-a fost pentru mic. Pentru mine e o problemă, 10 lei, 20 de lei. Dar sunt atâtea familii nevoite și n-ați știți prea bine. Și de ce să plătească cei din comună gunoiul de la alții care... Doamne, că mai înainte am discutat, mi se pare că nu înțelegi nimica. Bine că te rezumați. Am spus că s-au făcut toate demersurile legale pentru a găsi o soluție unde să diminuăm. Domnul vice, ce demersuri ați făcut, domnul vice? Nu le-ați știți că vine mașina de la un preț și nu ridică gunoiul, tomeronul? Ați avut pe cineva reprezentat să vadă cât gunoi se ridică de pe raza comunii și cât plătiți? Da, vin buletinele de cântare. Vin buletinele, dar noastră e doar așa ceva scriptic. Faptic aveți ceva? Pentru că nu ridică. Vă spun eu, uite, într-o zi, mașina de la Drum Prest, da la gunoiul din Văleni, dar îl spun la oprit și ala de la Traian, de la o chestie. Și-o mai pus o tonă la cântar, nu? Și este, domnule, o tonă, domnule, un kilogram. Nu trebuie să plătească omul, pentru că cineva nu poate să urmărească chestia asta. Că vin buletinile. Haideți să discutăm la diverse chestii astea. Supun la vot referatul. Că cine este pentru? Aici trebuie să vă gândiți. Eu am să mă abțin. Aici trebuie să intervin și eu. Trebuie să vă gândiți că costul pe aceste 6 camere, plătim cu noi aproximativ pe 2 ani de zile. Asta a fost. Dar este propunerea domnului consilier care... Domnul vice, mi-ați cerut o soluție pentru că n-ați fost în stare. Și am zis, cea mai... Ala ar fi, nu neapărat camere. I-am zis, căutați o soluție. Datoria mea de consilier am spus că este să anunț, să aduc la cunoștință conducerii UAT-ului, care trebuie să ia o măsură. Înțelegi? La un moment dat mi-a spus că să vin eu cu o soluție cunoștință și atunci, pe moment, cea mai eligibil a fost cu camele, adică măcar pus ceva să vadă, nu știu, încerca o chestie dacă nu putem merge, pe o îngrădire, pe o chestie, nu știu. Deci, cu siguranță, acest proiect depășește 100.000 de lei. Deci, deci am avut dreptate, domnule. Cu siguranță, vă spun din experiență, ținând cont sistemul de supraveghere care a fost pus la școală, la Căminul Cultural, și am văzut că este un sistem care este pe o instituție în circuit închis, vedeți-vă ca să fie vreo la Vădeam, la Brodișoare și... Tocmai de asta o și-a ajuns în ședință, ca noi consilierii să facem analiză, dar nu așa negativistă, să fie constructivă, și de asta se și supune la părți. Eu ce fac, vorbesc constructiv, nu vorbesc pentru mine sau pentru... Păi dumneavoastră veneți cu idei pe care vă contraziceți după aia. Nu eu, domnule, mi-a ținut o soluție. Eu am dat-o la Domnul General, dumneavoastră. Dacă n-aș fi făcut lucrul ăsta, ați fi spus altfel. Domnul General, Domnul vice, dacă vrea să veniți pregătit în această ședință, cu acest referat, trebuia să aveți și ceva în spate, măcar să
Deci luați o sumă. Domnule, uite, am făcut referatul conform discuției noastre, nu propunerii mele. Discuții noastre, că la urmă am luat-o la general. Și costurile se ridică mult prea mult pentru bugetul comunii. Mai degrabă cu banii aia luăm pentru copiii nevoiași ceva. Încercăm să așa. Așa. Lăsat? Domnul Ghiciu m-a lăsat. Și veneați cu ceva în spate. Și eu nu cred că unul din consilierii noștri sau toți de aici nu căzeam o soluție să renunțăm la ea sau să căutăm altă variantă. Dar trebuia ceva. Așa un referat. 6 camere. Nu știu unde le pun și nici nu știu cât costă. Dumneavoastră ce înțelegeți din asta? Și mă faceți pe mine că nu înțeleg. Păi dumneavoastră este... Mulțumesc frumos! Dacă sunteți de acord că după aia urmează toate societății... După aia, domnule, e vorba de... Domnule, voi, păi e exact. Vorba de bani. Banii ăștia batare nu e din nicăieri, decât din bugetul local. Este la nivel de discuție, da? Dumneavoastră dacă sunteți de acord, aprobați, dacă nu, nu. Și după aia cereți, domnule, cum se face adiționarea? Cu unde vor fi... Păi tocmai asta am venit și cu asta v-am întrebat. Locația și cât va fi costul. Normal, suma trebuie să o știm înainte. Numai că am spus într-un alt mod. Știu, dar nu m-am zis, domnul. E ca să știm exact unde este acolo. Domnul primar, nu v-am zis că trebuie făcut un proiect. Trebuie făcut un studiu. Trebuie alea. Și măcar trebuia să aveți o schiță. Domnul Caru, facem un proiect, facem toate demersuri, după aia veniți dumneavoastră, că și proiectul costă, veniți să încercăți să spunem, nu suntem de acord. Domnule, dacă nu este bun, probabil nu o să fie. El este bun, dar de unde știu dacă este bun sau nu este bun? Domnule, suntem de acord cu achiziționarea camerilor pe asta? Așa, hârtie asta, dar 6 camere. Deci după aia, domnule, domnule, acasă, ce fel de camere? Unde le puneți? Îs falsi, îs bare, adică... Nu, și am vedeți că vă contrazice. Unde puteam să-i pune dacă specifică clar unde le pune? Eu zic că în comuna Sechie sunt mai mult din puncte de corectă decât 6 care le-ați enumerat din asta. Este specificat doar în punctele unde sunt tomberoane pentru corectarea gunoiului Sechie. Păi cum, dar ziceați că sunt o grămadă, sunt de 3, acum nu mai sunt de 6. Nu am spus că sunt o grămadă. O grămadă poate sunt la Băleani, acolo, dumneavoastră, când colegii pe domnule, așa e, este la... Așa este, vă spun eu. Mai urmează să spuneți mai am de vreo. Încercați să înțelegeți, dacă vreți. Doamne, eu am înțeles. Sunt întrebat dumneavoastră dacă nu puteți să înțelegeți. Domnul Vice, cred că dumneavoastră sunteți cel care nu înțelege. Dacă doar lumea de asta de aici înțelege și dumneavoastră spuneți că eu nu înțeleg. Eu înțeleg că ați discutat doar cu dumneavoastră, v-am spus dacă sunteți de acord, după aia urmează să fac un proiect. Dar dacă vii cu un proiect unde și ăla costă bani și veniți dumneavoastră și spuneți nu sunt doamne de acord, ce facem acum? Domnul Vici, eu dacă eram cu dumneavoastră, în primul rând v-am analizat foarte bine această propunere. Am analizat-o. Și căutam. Puteam să vin, nu neapărat că am propus eu una atunci când m-ați forțat să vă dau un răspuns clar. O soluționare, da? Și nu a fost numai eu, au fost mai mulți consilieri care au niște ideea cu camerele, că așa ne-a venit atunci pentru că n-am stat să o analizăm prea mult, a fost din primă. Și de ce vorbiți? Dacă problema este, bun, dumneavoastră trebuia să veniți aici cu alea, dumneavoastră ați luat-o, ați copiat-o și ați pus-o pe masă la fraier să iasă la probii. Fără nicio... Dar nu v-am obligat să o aprobați, este în discuții pentru... Domnule, dar o discutăm, asta încerc să vă spun, vreau să discut problema asta. Dumneavoastră nu m-a lăsat să discut. Am discutat-o, dar văd că sunteți în afara subiectului. Mulțumesc frumos, dacă eu sunt în afară, înseamnă că... Dumneavoastră ați luat-o în loc să analizați, că veniți cu soluții. Luați acasă și citiți de câte ori vreți să vedeți ce înțelegeți. Domnul Vici, dumneavoastră știți ce atribuții aveți ca Vici. Vă rog frumos, domnul Luncanu, discutăm la diverse ce vreți. Supunem la vot, referat, cine este pentru ce? Dacă nu ați atât de mult, nu are rost să... Domnule, de asta au fost adus în ședință să discutăm, să ne dăm cu părerea, nu să aducem... Putem renunța și gata, cine propune, supune la vot, cine este pentru, cine nu, nu? Da, eu am supus la vot, acum așteptăm voturile. Ar fi bine să mai analizăm și pe unul să se punem la vot. Dar eu pentru asta l-am adus, domnul Grăniștea, nu l-am adus ca să... Ca să nu mai fie discuții, să... Să găsim fiecare, este bine, nu este bine, asta înseamnă să discutăm constructiv. De asta să facem ședințele, nu venim aici ca să facem nu știu ce. Campanie, nu așa? Da, aici, campanie facem. Domnul viceprimar, m-am gândit că poate viitorul primar, cine va fi, o să facă un proiect, să facă supravegherea comunii, cum văd în atâtea localități în țară. Și atunci, când va fi supravegheată toată comuna, punctele principale, intrări, ieșiri, așa, o să avem și camere de luat vedere în punctele astea. Așa cred eu că așa sunt opinii. Deocamdată să reușim să asfaltăm și noi drumurile astea. De atâția ani am fost în stare să facem un drum măcar. Problema camerilor, o să pună mai târziu. Este o soluție. Nu cred că sau, eu știu,
Domnul, e necesară și asta, dar nu chiar... Domnul consilier, este o soluție și canale, pentru că sunt, avem atâtea, avem drumul național, avem drumul județean, intrările și ieșirile în comună, tot timpul trece unul cu mașină și arunc un sac de gunoi. Imediat vin atribuții. Eu înțeleg problema oamenilor cum se pune. Deci nu putem ceea să... ce doleanțe au avut cetățenii. Eu asta vreau să spun. Pe om prea puțin deocamdată îl interesează camera cotare. Pe el îl interesează să aibă un drum, să poată circuli normal, ca toată lumea în Europa asta unită și așa mai departe. Eu nu putem să punem, să facem acolo. Eu am spus că nu trebuie și drumurile făcute sau deci, la un anumit stat. Păi dacă fugim după mai mulți efuri, n-a să prindem niciunul niciodată. Eu așa văd problema. Deci dacă vrem să facem cu adevărat ceva, discuțiile astea au fost și în vechea candidatură. Deci să pune problema așa, domnule, hai să facem un drum, nu 10, dar să-l facem, să vedem și noi cu ieșit ceva de pe mâinile noastre. Să lăsăm și noi să spunem, da, doamne, drumul ăsta a fost făcut când eram eu consilier. Da, așa ce să facem? Batem apa în piu, nu sunt bani de aia, nu sunt bani de aia, l-am întâlnit niciodată, nu mai avem, niciodată nu avem cu ce face și așa mai departe. De 30 de ani de zile, toate partidele astea politice, asta au dus. Nu au făcut decât politic. Domnul. În rest, nimic nu se face. Nici la nivel de comună, nici la nivel de oraș, nici la nivel de ce luăm și așa mai departe. Domnul, nu se face. Promisiuni la proști și atâta tot. Domnul, asta e adevărul, domnule. Sună haideți să discutăm la diversitatea, haideți să supunem la tot. Dar vă mai întreb, aici este în coț de acord. Ce scrie aici sub de acord? Pentru știința consiliului local. Deci să aduce la cunoștința în consiliul local. Pentru da. Dar urma referatului trebuie analizat foarte bine, trebuie făcut un proiect de hotărâre, trebuie ceva și... Domnul, în aparatul de specialitate vorbim de portabilul primării, să vedem dacă indicatorii de tehnică economici ne permit suma respectivă, sunt... Așa, așa trebuie a început, domnul Vicii, domnul primar. Trebuie să spun, domnule, având în vedere că domnul Lungalu a ridicat problema cu camerele și dumneavoastră a fost de acord cu Vicii, în urma analizei am făcut un referat, dar din punctul meu de vedere costurile sunt mult prea mari și automat. Haideți să vedem și domnul dăm altă soluție apropo de echipă, dacă spun suntem o echipă. Era simplu la Dumnezeu, nu mai... Așa, dacă ne contrazicem între noi, nu ne facem nimic. Da, eu nu mă abțin pentru că, din punctul meu de vedere, și eu mă abțin aceeași lucru. Nici eu nu votez, fiindcă este un referat fără nicio logică, nu are nimic în spate, nu documentează, așa, punem șase plane. Nu, este sub orice critică și sub orice așteptare. Măcar că costau cele șase plane. Nu, este... E ceva la care nici nu se poate discuta la nivelul unui consiliu local, dacă este la standardul care se cere. Eu aș propune în altă ședință să discutăm. Să vedem la ce s-ar ajunge, cât s-ar ajunge și după aia să luăm o hotărâre în privința asta. Nu mai este nicio ședință așa, terminat. Da. Vinte un mandat la discutat. Da. Fără un studiu prealabil, nu putem... Studiu, să facem un camere în comună. Deci nu mă înțelegi greșit. Eu am venit atunci la momentul. Problema este în următor. Trebuie analizat, trebuie discutat, trebuie văzut. Cam cât ar ajunge alea, cam cât ar ajunge toate celelalte. Și nu neapărat trebuie să iau copy-paste, să o dau mai departe în... Trebuie să vin eu. Dom'le, am analizat propunerea voastră, nu e bună. Uite, eu am găsit altă soluție. Că în final asta este ideea. Care este soluția cea viabilă? Nu, trebuie să ne facem legitim, când facem campanii, când facem mare, când nu înțelegi, când nu înțelegi. Asta e dreptate, nu, asta e. Referatul până la urmă rămâne în discuție. Eu mă abțin. Rămâne în discuție. Doamna mea, da, am spus, eu sunt de acord să facă sistem de supraveghere în comună. Asta am spus-o și acum 2 ani și anul trecut. Sunt de acord să nu înaintea drumurilor să se facă treaba. Nu se poate, nu trebuie să pornim cu drumurile, după aia s-a face și supravegherea comunii. Sigur, și asta e foarte important. Păi, e cea mai importantă, doamna Leau. Dacă stăm să ne gândim, asta e cea mai importantă problemă. Nu numai. Printre cele mai importante, deci am pus-o pe locul 1. Problema drumurilor. Asta stați, discutați cu toți cetățenii, de la Chiticeni, de la Bernicieni, de la Uniofii, din toată comuna asta, de la Glodișoare, de la Câmpeni, din Uniofii, că toți întâmpină greutăți cu drumurile. Și dacă întrebi un om ce vrei, cu ce să-l ajut și cu tare, asta spune, domnule, să-mi fac și nouă drumuri. Trecem la diversii. Până la drumul ar fi apa. Eu vei vota la fi apa. La diversii, voi cum am zis și mai eu. Și doamna Lucanu. Nu, eu am terminat. Ați terminat? Atunci,
Aveți ceva de spus la diverse? Da, am. De-aia m-a și înscris, domnul Vici. Da, aș tot vreau. Aș avea o întrebare pentru dumneavoastră, dacă puteți să spuneți ce înseamnă POCU. Ce? Ce înseamnă POCU? P-O-C-U. POCU? Da. De unde l-a scos? Spuneți-mi și mie ca să... Păi nu, dumneavoastră, nu răspundeți cu întrebare. Dumneavoastră trebuie să știți că... Că vor... ce? Trebuie să știți, domnul Vici, ce înseamnă POCU. Și mi-a traduce și mie ce înseamnă. Este un contract de finanțare prin POCU. Dacă puteți să-mi spuneți ce înseamnă. Nu știu la ce vă referiți. Ar trebui să știți, domnul la ce Vici... La ce proiect este vorba? Domnul Vici, ar trebui să știți. Pentru că de la contractul ăsta de finanțare prin POCU, dumneavoastră vi s-a mărit indemnizația cu 20%. Îmi pare foarte rău să aflu acum, să constat că, de fapt, nu știu ce înseamnă POCU. Totuși aștept un răspuns. Nu știu la ce mă referit. N-am ce răspuns vă. Atunci haideți să încerc altfel. Ați, la contractul ăsta de finanțare prin POCU, trecând peste faptul că vi s-a mărit indemnizația cu 20%, ăsta cuprindea mai multe puncte. Programul operațional cu capital uman... Da, doamna secretară, dar nu v-am întrebat pe dumneavoastră. Eu, întrebarea a fost adresată către domnul viceprimar. Dar m-am lămurit, având în vedere că nu cunoaște denumirea, nu știi pentru ce au încasat acești bani. Pentru mine, eu nu am înțeles răspunsul. Da, era vorba cu eradicarea abandonului școlar, cu mai multe. Da, eu aici aș avea mai multe să mă mai spun domnul vice, dar n-are rost să-mi bat gura degeaba, pentru că nu știu ce răspunsul se puteți să-mi dați. Aș mai avea o ultimă întrebare. Dacă știți ce atribuțiuni de servicii aveți ca viceprimar? Eu le-am prezentat, domnul Tan. Raportul care l-a spus dumneavoastră, îmi pare rău că nu l-am căutat, dar n-am avut timp. Ce n-ați găsit? Să nu mi-am găsit raportul dumneavoastră care spuneți că ați menționat în raport. Eu l-am dat și l-am și prezentat în ședință. Exact. N-are nicio legătură. Știți ce obligații aveți în fișa postului ca să fiu mai știu, citit? Domnul, că vi l-am prezentat, v-am răspuns. Puteți să-mi spuneți. Dar nu vreau să vă răspund dumneavoastră pentru rugăciunea pe care o expuneți aici în ședință, pentru că dacă erați atenți, înțelegeați din înșelință. Sunt foarte atent, cred că sunt cel mai atent, domnul Vice. Atunci v-am dat și răspunsul. Da, aici, printre dispozitivele care aveți dumneavoastră, aveți mai multe, chiar și cu exercita controlul asupra activității din târg, ia măsuri pentru controlul depozitării deșeurilor menajerii și după cum știți, domnul Vici, de 4 ani de zile vă spun că nu s-a ridicat gunoiul și că mandatul noastră este plin în comuna de gunoi aruncate la voia întâmplării, n-ați ridicat nici măcar un deget, deși aveți aici că aveți obligația de a asigura măsuri pentru combaterea și toate gunoiurile astea. Aveți ca asta în frumusețearea comunii și nu știu mai ce, n-ar rost să vă dau acum citire. Și nu ați mișcat nimic. Gunoi nu s-a rezolvat nimic din 4 ani și am ridicat această problemă. Asta nu este... Asta nu este... Domnul Canu, vedeți din comun și vreau să spuneți... Eu cred că merg mai mult decât dumneavoastră, domnul Vice. Bine, foarte bine, mă bucur, puteți să mergeți. Și am mers la început, că dacă fac și mă gândesc, sunt singurul consilier care a făcut audiență, de când dumneavoastră nu le-a spus nici măcar pe alea care le aveți în fișă, că aveți și aici. Ce audiență vorba? Ce chestie și-a fost și după mai discutăm. Nu, dar nu mai sunt arogant. Nu sunt arogant. Dacă nu vă place întrebarea, eu nu sunt arogant. Cred că arogația este la dumneavoastră. Vă mulțumesc. Și eu vă mulțumesc. Pe clar și din țară. Mulțumesc. Thank you.